Primul care a ajuns la spital cu rujeola a fost tatăl pe 6 iunie 2017. Pe 14 iunie a fost adus la spital cu același diagnostic confirmat de analizele de laborator, copilul său în vârstă de 8 luni. Săptămâna trecută a fost diagnosticat un tată în vârstă de 27 de ani, recent venit din străinătate. La câteva zile după spitalizarea acestuia și copilul lui în vârstă de 8 luni, este diagnosticat cu rujeolă și internat în spital. Din fericire, evoluția medicală a celor doi pacienți este bună, tatăl este deja externat. Sunt primele cazuri de rujeolă confirmate anul acesta în județul Suceava. Direcția de Sănătate Publică Suceava a trimis probe Institutului Cantacuzino, solicitând să afle dacă e un virus autohton sau de import. Niciunul dintre cei doi bolnavi nu fusese vaccinat antirujeolic și mai ales în condițiile în care în România evoluează o epidemie de rujeolă, înregistrându-se și decese, Direcția de Sănătate Publică le cere părinților să-și vaccineze copiii. Nu fac acest anunț cu scop alarmist, ci vreau doar să atrag atenția că rujeola circulă în continuare, că singura modalitate de prevenție este vaccinul și, ca dovadă, acest tată are 5 copii. Primii 4 au fost corect vaccinați și nu s-au îmbolnăvit, ultimul fiind sugar în vârstă de 8 luni, deci copil care normal nu intra la vaccinare, a făcut boala. Deci fac încă o dată apel la părinți să-și vaccineze copiii cu un vaccin care este sigur și poate preveni o îmbolnăvire, mai ales în contextul în care România se confruntă cu o epidemie în care au fost și cazuri de mortalitate, multe la copii cu vârsta sub un an. Pentru copii sub vârsta vaccinării, Direcția de Sănătate Publică recomandă evitarea comunităților și a locurilor aglomerate. Pentru ceilalți, atrage atenția că trebuie vaccinați prima dată la 9 luni, pentru ca la vârsta de un an să primească a doua doză. Cei mai mari pot fi recuperați până la 6-7 ani, astfel încât să aibă administrate două doze în antecedent. Ultimul caz de rujeolă fusese înregistrat la Suceava în decembrie 2016. Direcția de Sănătate Publică derulează în această perioadă o activitate de controlare a gradului de acoperire vaccinală, cu accent deosebit pe vaccinarea antirujeolică.